Indy, la tura de după amiază. A agățat un pui, ceea ce îi spuneam la Florin de dimineață. De 10 minute l-am scos. Mi-am amintit că în perioada asta anului, după ce am văzut că dimineața nu este activitate, el pleacă, dar vine fără nimic. Mi-am amintit că în perioada aceasta anului, cu vreo 3 ani în urmă, da, 2018, venea în vizită verișorului Florin, Claudiu din Avram Iancu, să-l vadă pe Iancu la zbor. Și era pe la ora asta când s-a întâmplat acea vizită, când a ieșit Iancu și când a adus prada, captura. Ia uite. De 10 minute, un pui. A intrat înăuntru, am telecomanda la mine, totuși n-a intrat înăuntru complet. Mă duc după telecomandă și îl închidem dacă intră înăuntru. E păcat de el, uite ce frumos e. Poate îl vrea cineva să facă o schemă cu el, să facă raptori. Să facă valencieni, că mi s-a părut că are under grizzle pe coadă când a făcut rotocolul aici. Da, vedeți, Indy face traseu doar la interior. De pe placă, uite, e acolo, Indy acum. De pe placă, merge pe boxă. Asta e ora de zburat vara, pe căldură. O fi mergând și dimineață, dar eu am mers pe experiența asta din trecut, cum v-am povestit. Mi-am amintit acea întâmplare și am zis ok, scoatem seara. Raptorul merge bine, bine. A agățat puiul la pujos. Vedeți cât este de curios puiul, nu pleacă, este pe casa vecinilor. Pac, s-a lăsat acolo jos în grădină. Puiuț, puiuț. A mea o cheamă înăuntru. Hai, tati, trebuie să ieși să mai performezi puțin. Ok. Sper să țineți cont sau să vă ajute în viitor. Sau naiba știe. Să faceți mai bine de atât. Vă pupă moșul de la Giroc.